Urmează un weekend cu ploi în toată țara. Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de furtuni și vijelii valabile până luni la prânz. Sâmbătă, cod galben de ploi și furtuni în intervalul 28 septembrie ora 18, 30 septembrie ora 22. Local la munte vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale în general între 50 și 60 de km pe oră. Izolat vor fi vijelii și va cădea grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi între 20-25 de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. Vremea se va răci accentuat în toată țara, la munte, la altitudini în general de peste 1700 de metri și cu precădere în Carpații Orientali vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Duminică, cod portocaliu de furtuni în intervalul 29 septembrie ora 10, 30 septembrie ora 12. În intervalul menționat în sudul județului vor fi perioade cu ploi torențiale și abundente. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi între 50 și 90 de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 100 de litri pe metrul pătrat.